Este un sistem în care respecti ce a câștigat celălalt, ce are în mod natural. Nu îți dai cu părerea despre câte foi trebuie să aibă el în plăcintă. Chiar dacă a fost, chiar dacă ar fi, să zicem, un sistem mai prost, dacă este mai etic decât acum, îl preferi. Îl prefer și, și nu e deloc evident că ar fi mai prost. Adică putem să ne jucăm cu scenariul, dar nu e... că n-ar fi. Că exact. Economice solide ai, empiric ai, factual, deci numai o chestie noi stăm și ne gândim. Nu, istorie în spate, ai teorie economică. Da, plus că prost ce ar însemna? Că nu place oamenilor sau nu produce efecte. Noi facem o analiză comparată. Normal că și cel mai libertarian sistem va avea chestii. Da. Poate oamenii sunt muritori. Neajunsuri, da. Deci exact. Nu ofer perfecțiune. Argumentul tot nu ofer perfecțiune, ci că el, tot repet eu, liderul e mai bun cu alimentarea comunistă. Asta nu e o chestie de perfecțiune. Da. Da, nu e perfect. Dar e mai bun. Da, mai bun. E un argument comparativ, relativ. Ok, asta ar putea să sune utilitarist. Vrei Lidl? Pentru că și e foarte valabil să-l folosim și așa. Dar mi se pare că fundamentul pe care stă cartea lui Rothbard este etica. Da. Relațiile între oameni.